Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Haideți, dragilor, să mai pregătim o delicatesă extrem de ușor! Varză roșie în oțet pentru iarnă. Și aceasta face parte din preferatele noastre, având un gust și o savoare fantastică. Chiar, voi cum consumați varza roșie? Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda pentru rețeta de astăzi. Avem nevoie de varză roșie. Eu am aici o bucată de 1 kg și 200 de grame. Ne mai trebuie 500 de ml de apă rece, 250 de ml de oțet de 9 grade, deci proporția e la o parte de oțet, două părți apă. Și ne mai trebuie o lingură rasă de sare și o lingură de zahăr. Acestea, de fapt, după gust. Întâi tăiem în două varza și îndepărtăm cotoarele. Tăiem în fâșii cât mai subțiri fiecare bucată. După cum vedeți, eu am un cuțit special cu care tai foarte ușor varza, dar putem face asta și cu un cuțit normal. După ce am terminat, presăm sarea și frecăm pentru câteva secunde, apoi o lăsăm să se odihnească pentru 5 minute. Între timp, pregătim lichidul. Punem într-un vas apa, oțetul, zahărul și amestecăm până se dizolvă complet. Aducem borcanele și capacele sterilizate în prealabil. Pentru detalii complete pentru o sterilizare corectă, dați click aici sus sau găsiți link în descriere. Punem varza în borcane, fără să presăm foarte tare. Varza roșie conține iod, care ajută la îmbunătățirea funcțiilor creierului, contribuind totodată și la funcționarea optimă a sistemului nervos și a glandelor endocrine. Datorită conținutului mare de vitamina C, are rol antioxidant și imunostimulator. După ce am umplut complet borcanele, turnăm în fiecare lichidul până la umplerea completă. Punem capacele și gata! Ducem în cămară și după aproximativ o lună putem să o servim alături de fripturi sau mâncăruri scăzute. Este genială! Vă provoc să o încercați! Dacă vă place propunerea mea, lăsați-mi un comentariu și distribuiți rețeta și prietenilor, vă rog. Dacă sunteți curioși și ce mai croșetez, dați o raită și pe canalul Crochet Your Life. Dacă vreți să aflați și ce beneficii pentru sănătate au unele din ingredientele folosite, vizitați și canalul Să Fim Sănătoși. Să vă fie cu folos!